Campionatul Național de Rugby în 7 reunește la start echipele participante în sezonul recent încheiat al Diviziei Naționale de Seniori. Până acum, înscriindu-se Stejarul Buzău, CS Năvodar, Știința Petroșani, RC Megalați, RC Bârlad, CS Oarad și CS Tomitanii din județul Constanța. Echipele vor fi repartizate în două grupe, în continuare fiind așteptată decizia echipei CS Mănăștur legată de participarea la această competiție. Campionatul Național de Rugby în 7 cuprinde 3 turnee care vor avea loc la Arad pe 5 august, la Galați pe 12 august și la Năvodari pe 19 august. Deținătoarea titlului este RC Megalați, care în competiția din 2016 a avut ca principală contracandidată pe CS Năvodari. Ediția trecută a campionatului național Rugby 7 s-a disputat de-a lungul a 5 etape, echipa campioană câștigând 3 dintre ele.